Președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care mobilizează guvernul federal să vină cu o strategie pentru criptomonede. Mai mult, ordinul cere rezervei federale să cerceteze și eventual să creeze propriul dolar digital. Nu e neapărat o veste bună pentru fanii monedelor virtuale. Este un semnal că administrația de la Washington se pregătește să reglementeze mai strict acest domeniu. Criptomonedele nu sunt doar extrem de instabile, dar pot îngreuna eforturile de a stopa spălarea banilor sau sancțiunile impuse Rusiei, de exemplu. Va fi luat în calcul inclusiv impactul asupra climei. În Statele Unite, aproximativ 16% dintre adulți, adică 40 de milioane de persoane, au investit, au tranzacționat sau au folosit până acum criptomonede. Discutăm despre asta cu Adrian Mitroi, profesor la Academia de Studii Economice, alături de noi. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! După acest anunț al lui Joe Biden, a fost o adevărată euforie pe piața criptomonedelor, o creștere rapidă de 10% în cazul Bitcoin, dar apoi prețurile au scăzut cu aproape tot 10%. Cam a fost exact vorba despre ce? Cifră. Păi, prima dată a fost exuberanța. Se credea că este pro-Bitcoin, s-a dovedit la o citire atentă și foarte bine sintetizată. Expunerea de motive este una, așa cum fac statele evoluate. America își dorește supremația tehnologică și în sistemul global financiar, grija pentru consumator și pentru investitor, protecția mediului, sustenabilitatea revoluției cunoștințelor, atenție și foarte interesant, spre verde, nuanța spre verde și Bitcoin este un mare consumator. Puneți în contextul deciziei sau ce se discută astăzi în Parlamentul European, în care există această legislație care s-ar putea dovedi foarte critică pentru marele consumator de energie, care este Bitcoin. Există modele alternative care nu sunt atât de consumatoare de energie. Dar America, în stilul ei elegant și deschis către securitatea piețelor și protecția și incluziunea financiară, iarăși un cuvânt foarte frumos, o sintagmă, se gândește în primul rând și în secundar și la e-dolar, pentru că este în competiție, evident, cu marile națiuni care ele testează, Banca Centrală Europeană, China, Rusia, marile bănci centrale testează, sunt în perioada, dar este un lucru diferit. Criptomoneda este descentralizată, iar moneda e-leul, e-euro, e-crona, de exemplu, sunt monede centralizate, ele sunt complementare cash-ului care circulă. Interesant război aici, aceeași tehnologie, tehnologia viitorului, blockchain, însă, exact cum sugerează la început, protecția consumatorului și a celor care sunt expuși cu economiile lor extrem de riscante. La evoluții teribile sunt 33% pierdute într-un an de Bitcoin. Mulțumesc tare mult. Din păcate trebuie să luăm o foarte scurtă pauză pentru publicitate. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Scurtă pauză și revenim.